Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima decadă din decembrie va avea loc pe un val destul de tensionat pentru majoritatea capricornilor. În această perioadă, pot apărea situații neprevăzute care încalcă nu numai planurile, dar pot pune în pericol relațiile cu soții, iubiții și copiii. Începutul lunii poate fi o perioadă dificilă pentru tine, deoarece în acest moment ciclul anual al Capricornului se încheie, începe un nou ciclu odată cu debutul semnului zodiacal. Capricornii își vor putea extinde limitele posibilului prin implicarea lor ca profesioniști adevărați în afaceri. Vei putea învăța mulți oameni ceva nou. Pentru unele persoane, vei deveni o adevărată autoritate. Relațiile oneste cu oamenii precum și claritatea sarcinilor îți vor permite să depășești chiar și cea mai dificilă problemă. Nu dai importanță la ce spun ei pe la spatele tău. Dragoste. De la începutul lunii decembrie pot apărea aventuri amoroase pentru reprezentanții singuri. Fluxul rapid al sentimentelor va dura până pe 15 decembrie. Încearcă să eviți relațiile noi, deoarece vei fi prea vulnerabilă în fața persoanelor materialiste care te pot folosi în propriile lor scopuri. Cei care sunt într-o relație trebuie să fie cât mai sinceri cu iubitul lor, generozitatea și bunătatea îți vor oferi un spațiu de încredere pe fundalul necazurilor oamenilor invidioși și bârfelor. Sentimentele tale vor deveni mai puternice și vor câștiga o putere fără precedent în cea de-a treia decadă a lunii decembrie. Dacă nu ți-ai asigurat încă relația cu o căsătorie, atunci ar trebui să o faci după data de 23. Toți cei care și-au testat deja căsnicia în timp ar trebui să dea dovadă de simț al umorului în fața circumstanțelor viitoare. Vorbește mai des, împărtășește-ți observațiile. A doua jumătate este gata să te susțină și să empatizeze cu tine. Ultima săptămână a lunii va aduce impresii de neuitat. Pregătește-te pentru aventuri în familie. Sănătatea. Prima decadă a lunii este o perioadă favorabilă pentru a face față bolilor existente. Astrele îi sfătuiesc pe capricornii să recurgă la metode de medicină alternativă. Dacă nu ai început încă, atunci poți începe lupta împotriva obiceiurilor proaste. Mai aproape de 10 decembrie, riști să te aprinzi. Nu fi prea dură cu tine și redu nivelul așteptărilor, astfel încât să poți vedea binele în fiecare situație. A doua decadă a lunii va fi cea mai favorabilă. Starea de spirit va fi excelentă, iar sistemul imunitar va fi puternic. În această perioadă, poți fi de acord cu intervenții chirurgicale complexe. Procesele de recuperare vor fi mai rapide ca niciodată. Mai aproape de a treia decadă a lunii decembrie, pot apărea probleme ale pielii din cauza alergiilor. Înainte de a te programa la un dermatolog, încearcă să schimbi alimentele sau substanțele chimice de uz casnic pe care le-ai folosit în ultima vreme. Dă preferință doar lucrurilor de calitate și alimentelor dovedite a fi sănătoase. Banii. Pentru a atinge bunăstarea morală și materială, trebuie să muncești din greu. Poți avea ocazia să urmezi cursuri educaționale sau de dezvoltare profesională. Cei care ocupă o poziție de conducere trebuie să acorde atenție introducerii de soluții și tehnologii inovatoare care vor reduce impactul factorului uman. Capricornii care lucrează în meșteșuguri ar trebui să exploreze posibilitățile de introducere a roboticii sau automatizării. Angajații intelectuali pot primi o ofertă interesantă și vor putea încheia multe contracte promițătoare. În decembrie, amenințările financiare pot plana asupra capricornilor. Vei avea tendința de a face cheltuieli neplăcute care nu se potrivesc cu venitul tău. Poți fi gata să contractezi un împrumut mare și nefavorabil pentru tine, pe care îl vei regreta mai târziu. Înainte de a încheia un contract sau de a alege ceva mare, consultă-te cu cei dragi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!